Prieteni, vă salut și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vom vorbi despre favoriții din data de 30 iunie 2024. Dar nu înainte de a începe vlogul, vreau să îmi cer scuze față de dumneavoastră oficial pentru că am spus. Nu mai contează de ce și cum, am înțeles eu greșit că Alexandra va fi persoana eliminată în data de 23. Greșeala mea, încă o dată mi-o asum. Eu am înțeles greșit, am fost în drum spre România pe mașină, s-au întâmplat multe, multe altele și am înțeles că Alexandra va fi eliminată, doar că Robert rămâne la fel, va câștiga cecul în data de 23, dar va fi gală fără eliminare. În rest, absolut tot ceea ce v-am spus acolo este 100% real. Încă o dată îmi prezint scuzele pentru dumneavoastră, pentru că știu că sunteți foarte multe persoane care îmi urmăriți vlogurile, iar cei care ați urmărit vlogul trecut, cu siguranță îmi urmăriți și acest vlog cu favoriții din data de 30 iunie 2024. Vreau să vă spun că eu tot am văzut pe rețelele de socializare că în această gală din 30 va pleca Ștefania, chiar mulți sau mulți vlogeri sau influencer, nu știu cum să le spun, au spus și pe live-uri, nu dau nume pentru că nu sunt înclinși cu nimeni, mă știți foarte bine că eu sunt singur și atâta tot nu mă asociez cu nimeni. Singura persoană cu care mă pot asocia este pagina de Instagram Viperele Vesele care colaborez cu ea de peste 4 ani de zile, chiar 5 ani de zile. Nu, nu va pleca Ștefania. Tot Robert, într-adevăr, va câștiga cecul, dar în data de 30 vom avea gală fără eliminare. Ca și încă o precizare legat de ce, ce dumneavoastră o să vedeți în data de 30, chiar în gală o să vedeți că vor fi certuri între Roberta și Ștefan și ei nu mai formează un cuplu în momentul de față. Deci Roberta și Ștefan nu mai formează un cuplu. Dacă doriți mai multe informații pentru că pe Instagram le scriu mai repede, vă aștept și pe pagina mea de Instagram, Instagramul se numește Culise TV. Încă o dată cer scuze public, suntem oameni greșini cu toții, menționesc în data de 23 Robert câștigă cecul, nu pleacă nimeni, în data de 30 iunie tot Robert câștigă cecul și nu pleacă Ștefania, nu pleacă nimeni. Doamnelor, domnilor, numele meu este Alin, vă doresc un weekend pe placul dumneavoastră și ca de obicei multă, multă sănătate pentru că sănătatea este cea mai importantă. La revedere!